Au ajuns acasă prizonierii americani liberați de Federația Rusă. Au fost întâmpinați pe aeroport de președintele Joe Biden și vicepreședinta Harris, alături de familii. A fost cel mai mare schimb de deținuți între Occident și Federația Rusă după războiul rece. Servicii secrete din mai multe țări au participat la ceea ce președintele american a numit un succes al diplomației, la capătul a 2 ani de negocieri. În total, 16 persoane au fost eliberate din închisorile rusești, în schimbul a 8 ruși. Printre ei, jurnalistul american Evan Gershovich și pușcașul marin Paul Whelan. O mare bucurie și un sentiment de ușurare pentru familii. Asta a fost atmosfera la baza aeriană Andrew din Maryland, acolo unde a aterizat aeronava care i-a adus acasă pe cei 3 cetățeni americani care au fost eliberați de Rusia, în cadrul celui mai mare schimb de deținuți de la războiul rece. Printre ei, jurnalistul Ivan Gershkovich, care a putut să-și îmbrățișeze mama după 491 de zile de detenție. Președintele Joe Biden și vicepreședintele Kamala Harris i-au întâmpinat pe prizonierii eliberați. My job is to make sure number one they don't get them. If they do, we get them back. Biden a declarat că operațiunea de eliberare a fost posibilă datorită colaborării dintre aliați și în primul rând datorită Germaniei și Sloveniei, care au fost nevoite să ia decizii care erau în dezacord cu propriile interese. Polonia, Norvegia și Turcia au fost și ele implicate în negocieri. What is your message tonight to Vladimir Putin? Stop. This is an extraordinary day, and I'm very thankful for our president and what he has done over his entire career, but in particular as it relates to these families and these individuals, what he has been able to do to bring the allies together on many issues, but in particular this one. This is just an extraordinary testament. Și președintele rus Vladimir Putin i-a primit la aeroportul din Moscova pe cei eliberați. Este vorba de foști membri ai serviciului secret FSB, persoane acuzate de spionaj și hackeri. Printre cei 16 eliberați din Rusia se numără 4 americani, 5 cetățeni germani și 7 cetățeni ruși, care erau deținuți politici în propria lor țară. Cap de listă este unul dintre cei mai mari dizidenți ruși care are și cetățenie britanică, jurnalistul Vladimir Karamurza, victima unor tentative de otrăvire și condamnat la 25 de ani de închisoare pentru că s-a opus războiul Rusiei din Ucraina. Familia sa, care locuiește la Londra, s-a bucurat la aflarea veștii. La începutul anului, apropiații lui Alexei Navalny au spus că negocierile pentru eliberarea acestuia într-un schimb de deținuți erau avansate. Navalny a murit însă într-o colonie penitenciară din Siberia.